copiii angajaților rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești au fost foarte cuminți anul acesta. Doar așa se poate explica cum de Moș Crăciun a venit să le aducă daruri cu mult înainte de 25 decembrie. Micuții însă nu s-au mirat. Ei sunt obișnuiți ca la scurt timp după Moș Nicolae să vină și Moș Crăciun, de la mami sau tati de la serviciu. În fiecare an, conducerea rafinăriei pregătește pentru ei un eveniment cu multe surprize și daruri. Copiii au ascultat colinde. Și au dansat. Iar când moșul a venit, i-au sărit cu bucurie pe genunchii bătrâni și i-au cântat. Au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze mare, dom, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Darurile moșului i-au bucurat cel mai mult. Atenție, a făcut sărbarea? Da. Ce ți-a adus moșul? O dăcea. Mamă, unde ești, mamă? Ce ți-a adus? Dăcea. Păi nu vii, dăcea. Domnulele? Mai cum se pozea? Câteva dintre pachetele moșului venit la copiii petroliștilor au ajuns și la copiii Asociației Curcubeul Autismului Prahova.